A dus o luptă dură cu COVID-19, dar a învins virusul. O femeie în vârstă de 80 de ani a trecut prin toate etapele de tratament a infecției, inclusiv aproape o lună petrecută în reanimare. Cu ajutorul medicilor de la Institutul de Medicină Urgentă, a ieșit din ghearele morților, iar mâine urmează să fie externată. Deși nu a fost vaccinată, acum, după tot ce a îndurat, îndeamnă oamenii să se imunizeze. Era începutul lunii ianuarie, atunci când Viorica Burduja, o bătrână de 80 de ani, s-a îmbolnăvit de COVID. Boala care a luat-o ca prin surprindere a fost nemiloasă cu ea, așa că a fost internată la reanimare. În stare gravă, nici nu știem cum sunt și stare. Am stat în reanimare o lună. Timp de 30 de zile în care s-a zbătut pentru viață și moarte, femeia a trecut prin toate etapele de tratament, inclusiv fiind conectată la aparatul pentru ventilare artificială a plămânilor. Într-un final, ea a reușit totuși să învingă boala. Mă gândeam, unde sunt eu, Doamne? Ajută-mă, Doamne! Mă rugam la tot pasul să mă ajute Dumnezeu să scăp de așa boală. Acum pensionară, femeia care a lucrat toată viața învățătoare la clasele primare, spune că nu prea știu de boală la viața ei. Dar faptul că se alimentează corect și încearcă să ducă un mod sănătos de viață, crede că a ajutat-o să învingă virusul. Una și una mănânc fructe și legume. Carne nu prea? Nu prea. N-am avut îndeobște alte boli cronice, știți? Că ele erau să amestece mult. La început, femeia spune că era sceptică în privința vaccinului. Acum însă este sigură că își va administra serul anticovid și îndeamnă oamenii să se vaccineze, pentru că nu este de glumă cu boala provocată de COVID. Ginerile lucrează la vaccin și așa că numai decât ca să mă vaccineze. Dar până acum de ce nu v-ați vaccinat? Dar știți, păi chiar... treceați de această... Știți, poate, dar parcă mă temeam, nu știu și... Zic, eu știu, zic, parcă și alergia am. După 14 zile de reabilitare post-COVID, petrecută tot la Institutul de Medicină Urgentă din Capitală, mâine femeia urmează să fie externată. Este un motiv de bucurie nu doar pentru ea, dar și pentru toată familia, care se vor aduna să sărbătorească împreună ziua sa de naștere, dat fiind că în curând Viorica Burduja împlinește 80 de ani.